eficient liceului pedagogic, o investiție realizată cu fonduri europene și astfel am putut să punem bănci smart, foișoare, spații de relaxare, spații verzi cu sistem de irigații, avem locuri de parcare în zonă, investiții foarte bine primite de către cei din zonă și de către elevii de la liceul pedagogic care pot veni aici să susțină inclusiv cursuri informale. Regenerare urbană realizată într-un mod care îmi place. Vedeți, cu pergole, bănci moderne, accent pus pe spațiile verzi, comunicații, sistem de supraveghere, tot ceea ce înseamnă un proiect modern realizat cu fonduri europene de cea mai bună calitate. Iluminat cu panouri fotovoltaice. Brand cu primăria Botoșani, branduit, țin foarte mult să avem tema orașului pe aceste bănci dintr-o mândrie locală. Păstrat bine de către copii, nu sunt aspecte care să ne deranjeze. Arbuști. Poate fi folosit și de către cei de la Elie Radu, care acum au elevi de la alte școli de municipiu, pentru că facem reabilitare energetică la școli și avem tot felul de școli care vin. În acest moment sunt cei de la grădinița Șotron, care vor pleca în scurt timp. Dar vom folosi aceste spații pentru alți elevi care vor avea clădirile în reabilitare. Este cu fonduri europene făcut. Cu fonduri europene, o finanțare pe gal. Spații verzi, sunt renumiți pentru spațiile verzi din municipiul Botoșani. Iată, le-am implementat în continuare. Vom începe șantierul cât de repede și la liceul pedagogic, un liceu cu foarte mulți copii. Și va fi o clădire modernă. Învelopare, schimbarea geamurilor, la fel ca și la celălalt.